Astăzi a fost luată decizia de a convoca ședința extraordinară a Congresului Partidului Socialiștilor, unde va fi luată decizia privind alegerea unui nou președinte și o nouă componență a Consiliului Republican. Ședința Congresului va avea loc pe data de 18 decembrie 2016. Interimatul până la Congres va fi asigurat conform deciziei executivului politic și deciziei Consiliului Republican de către doamna Greceană Zinaida, care este membru al Partidului Socialiștilor și este și președintele fracțiunii parlamentare. O cunoașteți pe doamna Greceană, ex-prim-ministru, care va asigura interimatul președintelui Partidului Socialiștilor Republicii Moldova până la Congres. Congresul va decide cine va fi următorul președinte.